domnul Guță? Cam nu aș vrea să stau aici. Ei, lăhai că suntem oameni civilizați, cum să nu? Vezi? Ai slăbit, arăți foarte și bine. Să-ți mai spun un lucru. Te rog din suflet, Narcisa, dacă ai prețuire pentru mine, pentru emisiune, pentru telespectatori, știi regula, da? Da, vorbim dragi. Civilizat, frumos, nu țipăm. Cum am vorbit până acum? Tu știi că eu sunt o fată cu caracter, dar din gelozie s-a mai întâmplat niște ieșiri. L-ai ascultat pe soțul tău? Că spun soțul nu mai că... este soțul păi meu. Păi cum, nu v-ați luat voi la biserică? Te uiți, Maru, te uiți, ha? Te uiți. Mă uit. Divorțez de el. N-ai ce frumos a intrat ea. Că căsătoria are în biserică nu se desface decât de către preot, cred. Da, și la noi nu contează o hârtie sau un act. La noi nu contează banii, decât de lăutare. Eu l-am eu am stat cu el pentru că l-am iubit cu adevărat. Dar până aici s-a terminat. Nu mai dar bine vreau. Spune, vezi, ea a stat cu mine. Păi normal, că nu mai stau cu tine de câteva zile. Nu mai vreau să aud de tine. Pentru că am trecut iar printr-o perioadă foarte grea, datorită ție, că ai început iar cu chestiile tale. Păi ce credeai că... Credeam că s-a cumințit, credeam că face și el așa de... mai pe ascunziș, mai pe furiș, dar el le face pe față. Și asta înseamnă că nu mai are niciun pic de simț față de mine, niciun respect, mă umilește. Și ce rost mai? Uite, a prins replica mea cu umilința. Se ce, simte umilită. Ce respect mai am eu înaintea lui sau ce mă mai dacă cred eu înaintea lui? Dacă n-auzi la tine, fii convinsă că... Dar l-ai auzit ce a zis Narcisa? De fapt, unde e problema lui vis-a-vis de relația voastră? În mare, așa... Nu a zis că nu faceți dragoste și că trebuie să aștepte cu lunile că tu ești prea supărată. Și păi că de-aia... eu trec acum printr-o perioadă grea din viața mea, dar totodată nici nu pot să-l accept pe el când se duce peste tot. Eu îl vreau doar pentru mine și atunci îi ofer triplu dragoste, nu cât și-ar dori el. Îi zice fizică, nu de asta sufletească. Păi normal sufletească. L-a șternut, adică. Din toate părțile, dar eu nu mai suport chestiile astea. Ceea ce vrea el mie nu-mi convine. Pentru că el tot se duce în stânga, în dreapta și eu nu mai vreau, nu mai vreau să accept. Până aici au fost păi, toate. Bun, am îndurat atâtea, că... am trecut printre atâtea, dar am și o inimă până la urmă, nu? Ce naiba, ori sunt fier? Am și eu o inimă, ca orice om. Păi și, bun, tu te gândești la inima ta. Păi mă gândesc că sunt foarte bolnav, am probleme și cu sănătatea. Doamne ferește! Am avut și depresie, era să-mi iau și viața, până când să mai fac. Și eu, o seară după emisiune cu tine, fac o perfuzie. Mă rog, asta e. Tu o perfuzie, eram să înghit un pumn de pastile, din dragoste. Bun, de acord de parcă cu tine. N-ați fi părinții unui copil care n-ar păi, nicio vină. Da, tocmai de asta. Tu te gândești la inima ta, de la mea te-ai gândit? Nu, tocmai de asta, ca eu să-i dau pace acestui om, am pretenții de la el să mă lase în pace cu băiețelul nostru și să-mi ofere o locuință ca să pot să stau cu băiatul meu. Da. Ca să nu mai am de-a face cu el. Da. Și el să stea cu stai cine vrea. Casa în care locuiești acum ce are? Păi să fie a mea și a copilului. A, tu vrei să o treacă pe numele tău da. Sau pe numele lui Alberto. Da, Alberto. Da. Ia uzi, e simplu. Libertatea ta înseamnă o casă. Nu neapărat. Libertatea, în ghilimele spus, pentru că nu mi-am dorit această libertate, vezi, Doamne, datorită gagicărelii. Las că dacă vreau să mă gagicăresc, nu cer nici consimțământul și nici voie de la ea. Și... A, știu lucrul ăsta, că nu ei, cer tu voi. Ceea ce eu îmi doresc ca băiatul meu, vorbind de Alberto, să crească bine, să crească educat, să crească exact cum trebuie să crească un copil și, în primul rând, mă bucur foarte, foarte mult și țin să-ți mulțumesc pentru faptul că, într-adevăr, datorită ție, copilul văd că, să zic eu, este pe calea bună din punct de vedere muzical. Acum nu mă bat eu cu pumnul în piept că, vezi, Doamne, copilul meu este întalentat. Dar ceea ce l-am auzit eu și cât l-am auzit eu și pot să spun că, datorită ție, sunt... copilul chiar este bine. Ca mamă n-am ce să-ți reproșez. Ca, mă rog, ca dragoste, tu ți-ai pus armele în pod, ce să-ți mai spun. Păi eu mi-am pus armele în pod, eu stau de la ora 6, mă trezesc, stau cu copilul până iese de la ore, face meditații, la 2-3 după amiaza se termină da, tot. Până ajung aici se face 4-5. Automat că eu trebuie să dorm ca să stau după copilul tău, să am grijă de el. Bun, și dacă te-ai apucat și de cântat acum,
Păi să vezi, te devine că tu stai până la păi două, vezi, la trei. Păi vezi, și de cântat și de compus mai multe. Trebuie să muncesc, să-mi câștig și eu banul meu personal, nu-i corect? Aha, dar eu de 20 de ani. Păi, și tot vreau fiecare zi, vezi? Da, 20 de ani obosește. Și 10 copii. E problema lui. 10 sau 11? Adevărul nu, că... nu e însărcinată fata asta, nu? Poftim? Aoleu, mai taci și din gură mare, ce tot spui acolo? Acum și dacă ar fi... Care e problema? Cu unul plus sau minus? 11, care? Doamne! Care e problema? Echipă de fotbal. Da, dar trebuie și rezerve la echipa de fotbal. Acum Narcisa, când i-am spus mai fă un copil, eu! Eu! Eu să fac copil. Ei, nu mai fă. Păi normal că nu mai pot să fac, pentru că eu sunt foarte supărată și foarte bolnavă și nu mă crede nimeni. Absolut nimeni nu eu mă crede. Eu cred că vă trebuie terapie de cuplu. Auzi? Nu mă crede nimeni. El păi tot bun, spune bă, că... e supărat o zi. Păi bun, acum vorbim la modul cel mai serios. 2, 3, 4... Păi cum 5. Dacă el când vine acasă stă numai cu telefonul ăla în mână pe Facebook, pe Tango, pe numai WhatsApp, toate chestiile astea, el pe alea, stă să vadă cu femei. Și dacă noi, și dacă, păi tu nu ai simț, tu nu ai respect bă, față dacă de noi, mine. Dacă noi ne împungem și unul aici, pe altul. Aici se își pune cuvântul dacă și faptele care le dacă noi ne împungem unul pe altul zi de zi. Tu nu mai ai nimic pentru mine. Vă împungeți la figurat, nu? Din tot ceea ce faci tu, asta lipsă de respect. Totul e din cauza Facebook-ului. Da. Lasă-l dreacu Facebook, de la Facebook până la urma sau... urmei. Lasă că eu nu am avut gagi și când am avut Facebook. Stai liniștit. Am avut gagi și când săpam în gropi. Stai liniștit că am săpat. Auzi, dar cam câte, tu știi cam câte femei ai avut de-a lungul vieții? Un număr așa. Să spun eu, mamă, am avut și eu femei și asta este. Trec și bine am făcut. 500? Și bine am făcut. Dar trec de 500? Nu știu câte am avut, dar am avut și bine am făcut. Bine am făcut, stau după Narcisa până și amintește-a. Băi, stai să facem și noi dragoste. Stau după Narcisa care toată ziua e supărată. Stau după Narcisa care toată ziua plânge. Păi ce să-i fac eu acum? Bă, ai necazuri, ai greutăți, dar ce să mai spun eu cu atâția copii și atâtea necazuri și atâtea stresuri și avioane și pe sus și pe jos și prin apă și prin foc. Din contră, din contră. Lucrurile astea nu le poți vindeca numai cu dragoste și cu voie bună. Păi acum ce să fac păi, eu? Păi dragostea nu poți să o faci așa ca robotul. Trebuie să fii mângâiat, trebuie să ai o înțelegere în casă, după aia urmează păi, tocmai, și dragostea. Și tu ce oferi? Când păi, dacă vii de la studio, tu când vii de la studio și dacă poți să, dacă ești trează, te faci că te culci, faci tu nu sfori. Tu mie îmi spui. Mă face să râd aici. Pă bunic eu nu sfore, vă dau cuvântul păi, meu. Normal, păi, eu nu sfore în viața mea și el îmi spune păi, că sfore. Păi tocmai că eu nu, știu că nu sfore. Te faci că sfore. Tu crezi păi dacă eu dorm cu băiatul, poate băiatul sfore un pic. Păi tu crezi că eu sunt fraier? Nu eu. S-a întâlnit hoțul cu prost. Nu e sănătos. Eu am ajuns la o chestie. Tu ai carnet roșu. Într-un cuvânt ești un dement. Bă, lasă-mă. Vă rog, nu jignim. Bă, într-un cuvânt mă eviți. Și mă doare asta. Și atunci ce am zis? Bă, știi ce am zis? A, mă eviți? Ia uite, te caută fetele. Deci eu sunt fraier, nu? Deci tu mă eviți. Tu stai așa că atunci îți arăt că nu sunt fraier. Uite și nu pot să nu remarc. Nu mai umblă nici cu vechea Dacie. S-a upgradat mașina, nu? Lasă că dacă umblu cu mașina aia, pentru mine mașina e de asta... E suflet mașina aia, din câte pentru știu. Pentru mine mașina asta are o valoare sentimentală, da. Că eu acolo mă simt bine. Păi nu mai umbli cu aia. Mă simt bine în Logan, acolo m-am simțit și mă simt... Că văd că ai altă cheie acum. Cu o mână să conduc, cu o mână să mănânc Paris, să mănânc pâine, salam, un pic de apă și dă-mi la drum. De la drum, Ioane. Dar n-ai un șofer? Nu, pentru că am avut câțiva șoferi și erau să mă omoare. Și eu sunt șmecher de profesie, conduc bine, ca să știi. Asta e adevărat. Conduc foarte bine și am învățat-o și pe tanti și toate tantii care au fost în viața mea, le-am învățat și șoferie, ca să știi. Nu cred că ai învățat pe altele, că dacă nu ai capul să conduci, nu conduci, că mă înveți tu. Stai cu minte, că dacă nu ești deșteaptă, nu poți să conduci. Așa să te bagi în București să conduci mașini. Stai liniștit. În fine. Dar oricum, anul ăsta ai fost generos. I-ai luat mașină, super mașină, Narcise, ți-ai luat și ție o super mașină. Nu vreau să mă dau rănit și nici nu să pozez în victimă. Mulțumesc lui Dumnezeu că îmi dă putere să muncesc și cât să avem, nu mai merge foarte bine, că nu mai merge la nimeni. Dar cât să ducem o viață decentă și cât să fie bine, aș minți m-ar bate Dumnezeu să spun că, nu, că merge rău. Cât să ducem o viață decentă și muncesc cum muncește, cum trage calul în jug, de dimineața până seara la mine, nu contează că e noapte, că e zi, muzică peste tot, unde mă duc și la femei, când mă duc la gagici, tot muzică, tot cum mă inspir. Mai o pupătură, mai un sex, mai o treabă, mai o melodie, pac, mă inspir. De ce nu știi că eu sunt lângă el? Acum el vorbește de sex, de pupat, dacă nu-i zdravă.